național. Mi-a adus un zâmbet care cred că o să-mi rămână pe față vreo 3 zile, cel puțin. Mi-am adus aminte de lucruri care le-am făcut și culmea nu le mai fac și am simțit așa că am o putere imensă. M-am regăsit în multe lucruri care le-ai spus. Dacă e să mă întrebați un singur cuvânt despre toată cariera mea, nu știam, dar acum l-am conștientizat, e contribuție. Întotdeauna am considerat că în joburile care le-am avut, am avut o libertate fantastică din toate punctele de vedere. În Avon aveam un business uriaș, nu aveam program, nu mă întreba nimeni ce fac pe Brașov, singurul lucru care știam, conduci o echipă, ai niște oameni valoroși și ai procent dintr-o sumă imensă. Deci exact ce spuneai tu, da? Un comision, un bonus din profitul anual sau ceva, eu și simțeam lucrul ăsta, orice idee am, azi, mâine, o să-mi aducă ceva în plus. O să-mi aducă și bani, o să-mi aducă succes, o să-mi aducă satisfacția echipei. Și ghiciți ce? Mă trezeam la 2 noaptea și descărcam cutii cu marfă la 2 noaptea. Puteam să nu fiu acolo, puteam să nu fac munca aia pe echipa. Și brainstorming-ul ăsta îl făceam în mod constant. Ne strângeam, votam echipe, idei, pardon, implementam idei în care nici eu nu credeam 100%, dar era votul echipei. Iar rezultatele erau fantastice. Și ghiciți ce? Nimeni nu mă întreba nimic în timpul lunii, cât ai muncit, de la ce oră, puteam să am o zi liberă, dar eu stăteam acasă și mă gândeam ce aș mai putea să fac. În schimb, se nășteau proiecte pilot, proiecte care erau preluate în toată țara și oamenii mă sunau din țară, cum ați reușit să faceți? Și susținerea asta în risc, în momentul în care ceva nu iese și să fie acolo pentru ei, e fantastică. Gândiți-vă, doamnele care sunteți mame, ce mult înseamnă când îți susții în risc copilul și ce frumos se dezvoltă el, fiindcă simte că poate să greșească și poate să schimbe în mai bine. Îți mulțumim pentru cadou, îți mulțumim pentru exemplele din viața ta personală. Laurent este foarte modest și vreau să vă spun o surpriză pregătită.